Cred că unul dintre rosturile mele principale pe acest pământ este să aduc oamenii mai aproape de natură și mai aproape de ei înșiși. Și lucrurile astea cumva se întrepătrund, pentru că toți suntem parte din natură și cumva am senzația că ne-am îndepărtat puțin de ea și de noi înșiși, cum spuneam. Și atunci locul acesta și cadrul natural, cum spuneam, mi oferă tot ceea ce am nevoie ca să îmi îndeplinesc scopul ăsta, să zic așa. Și cred că chiar este locul potrivit unde te poți regăsi, unde te poți opri un pic din nebunia zilelor noastre, pentru că ne-am refugiat între betoane și am ajuns să ne cunoaștem mai puțin pe noi înșine, care este rolul nostru pe pământ, să zic așa, și care este rolul nostru față de ceilalți. Eu sunt implicat în mai multe organizații neguvernamentale. Una dintre ele se numește Asociația Diantus, ne ocupăm de turism și ecologie, organizăm excursii la munte, excursii în natură, concursuri de alergat, de bicicletă și tot ceea ce ține de turism în natură și de o viață activă, sportivă, tot în natură. Mai sunt implicat în Asociația Media și Cetate Seculară, care este o asociație culturală și împreună cu colegii noștri organizăm și promovăm muzica folk, muzica live, muzica folk, organizăm și un festival, cel mai vechi festival din România, Media și Cetate Seculară. Și muzica este o metodă de a duce oamenii mai aproape și chiar în zona noastră este o comunitate foarte faină de oameni care iubesc muzica folk și care participă la evenimente și organizează chiar și evenimente caritabile pentru oamenii care au probleme. Este așa o emulație pentru acest tip de muzică. Mă surprind în mod foarte plăcut oameni străini care vin din țări cum ar fi Austria, Franța, Elveția, care și ele au un cadru natural deosebit și vin și cumva se regăsesc și se împământănesc aici la noi, în Transilvania. Și e clar că atunci e ceva deosebit și dincolo de partea vizuală și partea estetică și de peisaje, ei simt că locul acesta este deosebit și probabil că de aceea vin și rămân aici și aleg să facă diverse chestii, turism și activități culturale și așa mai departe. Și mă bucur de fiecare dată când văd oameni străini care vin și rămân în Transilvania.